la Virgin Radio Breakfast. Bună dimineața, ne numim Breakfast pentru că ne place mâncarea și Dragoș e foarte încântat în momentul ăsta pentru că vorbim de aripioare. Da, și suferim atunci când unor oameni li se întâmplă chestii nasoale, mai ales că de obicei când comanzi mâncare de la un restaurant, îți este foame. Da. Și când întârzie și când, nu știu, trece o oră și nu vezi comanda, cel mai nasol este atunci când nici măcar nu poți să vezi, să-l vezi pe hartă cum se mișcă, știi? Când unele restaurante își duc ele singure comanda, știi? Știu și aștepți și vine să suni. Dar apoi îți dai seama că ești disperat, ar fi trebuit să te gândești la asta înainte să-ți fie foame, pentru că noi comandăm fix în momentul când vreau acum. Da. Și 40 de minute să faci o mâncare mi se pare enorm. Nu, și în primul rând îți ia foarte mult ca să te hotărăști ce mănânci când ți-e foame, pentru că atunci când ți-e foame simți că vrei să mănânci de toate. Bă, adevărul că e scumpă mâncarea pe la livrare. Da? Sincer. Și zici, păi dau 60 de lei, păi mi-au o pizza mare cu 60 de lei. Păi pe ce dau eu pe orezul ăsta pe care îl fac acasă? Mănânc sănătos la livrare? Nu, mă porcesc. Ieri oricum vine acasă. Am dat 48 de lei pe un poke bowl din ăla. Pe un ce? Stați că Veronica mănâncă de... Cine ți l-a dus? Elon Musk? Nu. Știi că a apărut acum? Pokeball, da, știu. Exact. E și un restaurant și ne-a și invitat să mergem să mâncăm acolo. Da? Da, Pokeball Canelei. Greșesc sau nu? Nu de la ei am luat. Bine, dar auzi că e în state, e o chestie de asta, nu? Da, e sănătos. Exact. Dar din ce e făcută la... Îți dă într-o poke minge să mănânci? Poți să-ți alegi. Baza este din orez alb, orez brun. Veronica sau quinoa, mănâncă Pokémon sau... în timpul liber! Vero mănâncă Pokémon! Lasă-l pe Pikachu în pace. Nu, dragă, Pikachu este prietenul meu, ați nebunit. Nu, minte, l-am mâncat pe Pikachu! Pica-pica! Adevărul este că ar putea să fac o ediție limitată în care să-ți dea Pokeball-ul ăla într-o mingiuță de Pokémon. Ne-am dus deja cu povestea. Tu ai mâncat, bine, vorbim și de Pokeball. Ideea e că tipul ăsta care a comandat niște aripioare a primit doar oasele. Ce urât! Foarte urât, mai. Damien îl cheamă. A plasat comanda online pentru aripioare de pui și când l-a scos din cutie, coletul avea altceva înăuntru. Și un bilețel pe care scrie așa: îmi pare rău că am mâncat mâncarea ta. Sunt obosit și mi-e foame. Am să demisionez în drum spre casă. Fii binecuvântat, tipul tău de la livrare. Oh! Măi, stai un pic. Deci el s-a hotărât ca înainte să-și dea demisia, să mănânce totuși ultima comandă. Da, mă, dar niște aripioare, gen, pe bune, verificam comanda, e cea mai mare. Mare pagubă ce-a dat cu aripioarele astea. Da, era foame. Da, tu-ți dai seama că de obicei când îți ajung acasă, nu sunt atât de fierbinți, dar omul ăla l-a mâncat și fierbinți. Hot wings! A mâncat cartofii, erau proaspăt scoți din frapieră, aripioarele erau asezonate, gustos. Și a pus omul, cred că, lângă scări, nici n-a mai ieșit aproape de restaurant. Cred că erau la maxim un kilometru. Pentru unul ca mine, asta e o gustare. Nici măcar poți să zici că am mâncat. Aripioarele sunt un fel de antreu. Sunt un bine ai venit. Andrei, dar nu toată lumea mănâncă carne cu carne și șapte feluri de mâncare. Aripioarele sunt la evenimente de pus la intrare. Hei, ia și tu aripioară. Am învățat să le mănânc dintr-o bucată, adică să scot carne de pe ele și să rămână osul așa. Super. Bă, bune, m-am dus la next level. Adrian Dinia spune, practic au zburat aripioarele. Da, mă, dar i-a lăsat, dar e nasul că i-a lăsat oasele, adică i-a făcut omului, tu trebuie să aștepți o oră și să primești niște oase. Da, poți și mănânci niște oase frumoase, dai pe un blender și faci mare supă cremă de oase de aripioare. Wow. My mind is dar going. Dar că există supa aia de os? Ce, mă? Există o supă de os sau ciorbă de os? Există sau ceva. O chestie scârboasă pe care am văzut-o eu, nu mai știu unde, în care iei osul ăla de vită și iei grăsimea aia dinăuntru și o pun pe pâine, oamenii. Ați văzut treaba asta pe Reels, dar ce e o delicatesă. Da. Știe cineva? Da. Nu, păi, iei grăsimea aia din os, mă, adică fierbi osul de vită, sau vacă sau miel, că oricum nu le deosebesc, așa, și după aia iei grăsimea din os, deci în mijlocul osului e o chestie așa, măduva, uite, mulțumesc, gata, acum o să vină foarte multe mesaje că e delay. Bine, măduva aia, și o pun oamenii pe pâine și o mănâncă, e oribilă. Sunt ca scoicile alea pe care le scoți imediat și le... De ce, dragă? Eu cred că mi-ar plăcea. Ia uite, delicioasă, zice cineva. De ce? Spune-ne de ce, că mai stai și lângă mine. Cred că mi-ar plăcea, sincer. E oribilă, măduva aia. Este absolut delicioasă. Ce aveți, mă, tata? Ia uite, se mănâncă și crudă.
dacă îți place cărnița, n-are cum să nu-ți placă aia. Băi, aia, auzi, este foarte sănătoasă. Băi, intru în tabăra lui Vero aici, s-ar putea să aibă dreptate, Andrei. Știi cum e creierul, pane? Mamă, dar sunați ca toți, zici că ați venit din filmele cu Hannibal Lecter. Știi cum e creierul, pane? Mâncăm măduva. Măi, deci, oameni, tu n-ai mâncat niciodată creier, pane? Am mâncat, Veronica, dar și nu acum s-a plăcut? Zici că mă simt ca în tăcerea miilor. Este de foarte ce? Gustos. Da. Am mâncat, mă, creier, pane, lăsați-mă, uite. Mamă, dar ce-ați venit și pe WhatsApp? Efectiv, sunt singur contra lumii. E oribilă, mă, duvaia, dar tu să iei din mijlocul ostrului de acolo să pui pe pâine. Dai unt? Nu, ți-i nu unt. Păi dacă ea este deja moale și cremoasă, de ce să mai pui unt? Poate maxim pui pâine să o prăjești, să nu fie așa și ea moale. Mi se pare că trebuie să fii prăjit tu să faci asta, dar se pare că sunt singur împotriva lumii. Nu, uite, Cristi din Timișoara este cu tine. Singurul lucru pe care l-aș întinde pe pâine ar fi crema aia de ciocolată, știți voi care. Până dimineața. Bravo, Cristi, îți mulțumesc. I feel alive. Nu, dar astăzi mă duc și iau mare os de vită, vă dați seama, nu? Și îl pun la fiert și o să gust ăla. Dar nu faci tu, mai bine merge la restaurant să gust. E, hai, lasă că uite ce a venit cineva, ce asta. Și solzii de pește se gătesc. Asta... Bună dimineața. Spune-ne cum te numești, domnule. Solzii Băi, de nu pește. Faceți așa ceva acasă. Cum se gătesc solzii de pește? Ce faci, racletă? Dar tu ar trebui să știi asta, că tu ești pescarul nostru. Badumț. Ce să slăbuț. Eu nu m-am lovit niciodată de solți. Eu prind peștele și îl dau mai departe. Băi, Andrei, a prins Liviu Vârciu pește cu mâna, l-a filmat pe internet. Bună dimineața! Deci nu, deci crede-mă. Deci nu, este a pus dovada pentru că probabil nimeni nu-l credea. Ieri am vrut să-ți trimit filmulețul. Deci este cu mâna în apă și apucă udita mai peștele mare cu mâna, l-a prins, măi. Este muzică pentru urechile mele. Ați văzut? Adevărat pescar. Ați văzut? Trebuie să-l chemăm pe Liviu Vârciu aici, zic. Da. Atunci o să fim doi împotriva lumii. Nu, păi nu, că el are dovadă, tu n-ai. Bă, frate, nu erau nici camere VGA atunci, eram mic. Nu făceam asta, eram ca Mowgli. Așa m-am născut, făcând asta. Prindeam piște cu mâna. Super, bine. Wow. Da, asta e. Ne întoarcem la Virgin Radio Breakfast. Bună dimineața.